Sunt înconjurat de plante, sunt înconjurat de natură, s-a renunțat chiar și la plastic. În locul plasticului am ales mușchiul, am format o perlă de mușchi. În minutele următoare veți afla pas cu pas cum să-l faceți acasă cu costuri minime. Avem nevoie de mușchi de pădure, mușchi proaspăt, verde. Avem nevoie de o plantă pe care o doriți voi cel mai mult, plante de interior, plante de exterior. Poate să fie crăciunița, poate să fie o plantă grasă, crinul păcii, iedera care este de exterior, se poate ține și pe interior. Efectiv, depinde de imaginația voastră. Mai avem nevoie de fir de nylon foarte subțire, o să vi-l arăt de aproape. Și e o banală foarfecă. Haideți să începem. Ne pregătim mai întâi planta, o scoatem din ghiveci. Analizăm ca planta să fie sănătoasă, să aibă rădăcini sănătoase. Apoi ne curățăm mușchiul, pentru că pot să fie impurități, bucăți de lemne. Acesta este un mușchi cumpărat. Se poate găsi în florării, chiar și la Dedeman se poate găsi, sau pe internet. Dar putem găsi acest tip de mușchi și în pădure, chiar așa, felii, bucăți mari. Trebuie să fie un mușchi compact pentru a realiza aceste sfere de mușchi. Ne întoarcem mușchiul pe partea cealaltă. Facem o probă cu planta să vedem de cât mușchi avem nevoie. Îl ajustăm puțin, dacă este prea mare. Facem un cerc, cât de cât să fie deja pregătit pentru a forma această sferă. Dacă avem o plantă ca și acest crin al păcii mai dezvoltate, cu rădăcinile deja bine dezvoltate, putem să adăugăm puțin pământ. Facem un strat de pământ, un pământ de calitate. Așezăm planta noastră și venim cu mușchiul și îl punem ușor pe lângă plantă. Ne ajutăm cu o mână să ținem mușchiul, iar cu cealaltă ridicăm această felie de mușchi. Strângem bine ca să formeze deja această sferă. Țin să vă precizez că acest procedeu este folosit din secolul al XVI-lea de către japonezi. De fapt, aceste sfere de mușchi se cheamă kokedama. Kokedama înseamnă, cum v-a spus, perlă de mușchi. Și se folosea de către cei care nu își permiteau bani pentru a cumpăra ghivece și pentru a cultiva flori și plante. Și și-au inventat această tehnică, care mai târziu a devenit o artă. Pentru a compacta și mai bine sfera de mușchi, folosim acest fir de nylon. Este identic cu cel care îl folosesc pescarii. Acesta este culoare verde. Se poate folosi și acea culoare transparentă, culoare albă. Luăm sfera de mușchi, o mai strângem puțin și începem și înfășurăm pe fiecare parte în mod egal, ca și cum am face un ghem de ață. Mergem peste toate părțile, strângem bine. Vedeți cum începe să prindă o formă cât mai sferică. Din când în când strângem cu amândouă mâini. Prin acest mușchi reușește să respire mult mai bine decât în ghiveciul de plastic, vor fi mult mai sănătoase și în plus ne dă un aspect mult mai plăcut. Mă ajută foarfecă să tai acest fir de nylon și îi fac un nod în partea de sus, un nod cât mai strâns.
Tot cu această foarfecă vin și tai toate bucățile de la mușchi care sunt mai ieșite în afară, îl tundem efectiv, îl cosmetizăm să fie o perlă cât mai perfectă. Avem grijă să nu tăiem acest nylon, că se poate desface sfera noastră și trebuie să o luăm de la capăt. Aș fi curios cât dintre voi le-a venit această idee să creeze o kokedama, o perlă de mușchi. Care se face foarte simplu, atunci când a venit momentul să o dăm, când simțim că este mai lejer, îl punem într-un vas cu apă, lăsăm 2-3 secunde, îl ridicăm, îl stoarcem ușor, apoi îl poziționăm în locul preferat, în casa noastră, în fața geamului, pe pervaz, într-un bol de sticlă, pe un suport de bambu și acesta creat în casă, făcut de noi. 4 bucăți de bambu tăiate la dimensiuni egale, aproximativ 15-17 cm, le punem împreună. Ne ajutăm de o bandă de scorci să o fixăm pentru moment. Apoi acoperim scociul cu o bucată de fir de lână și obținem acest frumos suport. Fertilizăm regulat ca la orice altă plantă, îl dizolvăm în apa în care udăm, dăm la fel în apa în care avem fertilizantul, lăsăm câteva secunde, îl scoatem, strângem puțin și îl poziționăm în frumoasa noastră colecție de kokedama de perle de mușchi. Aveți suficiente plante acasă, mai aveți nevoie de câteva materiale, aveți informația, deci spor la treabă!